Bogdan, în primul rând, cum e să revii pe parchetul sălii din Bacău? Întotdeauna e foarte plăcut să revin aici, în primul rând pentru că parchetul e foarte calitativ și mă ajută la genunchi și în al doilea rând pentru că am petrecut foarte mulți ani frumoși la Bacău și mă simt ca acasă aici, cunosc foarte mulți oameni, mă simt foarte bine. Despre meci, cum l-ai văzut un final cu sufletul la gură? Într-adevăr, eu am fost mult mai calm în teren, nu l-am simțit chiar așa ca și colegii mei de pe bancă. Cred că ne-am scos singur două puncte din buzunar, n-am numărat, dar cred că 15 ratări 1-1 cu portarul și cred că aici s-a făcut diferența. Cred că am dominat meciul ăsta, în schimb, rezultatul nu e favorabil pentru noi și trebuie să muncim mai departe. Asta e, trecem printr-o perioadă nefastă, sper vacanța asta să ne ajute să ne revenim. Acum, sincer, vorbim de portar și Maro a avut câteva intervenții. Corect, a avut și el câteva intervenții, dar eu vorbesc de noi, cum cred eu că am făcut egal astăzi. Cred că ratările au făcut diferența pentru că am avut destule situații clare, ne-am apărat bine și cred că acolo puteam să închidem meciul, dar n-a fost să fie azi. Norocul a fost de partea Bacăului. Mulțumesc!